Durerea de cap este o problemă foarte frecventă și cu toții am suferit cel puțin o dată în viață. Cei mai mulți dintre noi recurgem la medicamente analgezice pentru a ameliora durerile de cap. Cu toate acestea, există un remediu natural care poate fi foarte eficient, mai ales în cazul durerilor de cap ușoare. Este vorba despre cafea cu lămâie, o băutură simplă de preparat și cu rezultate foarte satisfăcătoare. Cafeina are proprietăți vasoconstrictive, care combate vasodilatația cauzată de durerile de cap și migrene. Tocmai din acest motiv, cafeina este folosită și în medicamentele analgezice. Practica de a combina cafeaua și lămâia provine din tradiția dietetică chineză, care diferențiază alimentele în funcție de natura lor: caldă, neutră, rece și înghețată, și de aroma lor: acidă, amară, dulce, picantă și sărată. Pregătirea remediului pe bază de cafea și lămâie este cu adevărat simplă. După prepararea cafelei, atât espresso, cât și cafea lungă sunt în regulă. Turnați sucul de jumătate de lămâie și amestecați înainte de a bea. Ideal ar fi să evitați utilizarea de zahăr, miere sau alți îndulcitori. Cei care suferă de acid gastric sau alte afecțiuni gastrice ar trebui să evite consumul acestei băuturi.